Bine v-am regăsit, dragi cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi și frumoase campanii despre colecția Arta Regală din portofoliul editurii Herald, despre titlurile din literatura masonică. Astăzi, alături de noi și mulțumim foarte mult, este domnul profesor Vasile Zecheru, doctor în economie, coordonator al colecției Arta Regală. Și aș începe discuția noastră pornind de la titlul acestei frumoase și elegante colecții, care ne obligă la unele precizări, am putea spune, și nuanțări. Pentru început, ce este de fapt Arta Regală și ce legătură are această măiastră, măiestrie veche de când lumea cu masoneria modernă ca fenomen viu și actual? Bună ziua, vă zic și eu. Arta regală este însăși masonerie. Dar înainte de a face această identitate, trebuie să precizăm că arta regală este o măiestrie, cum a spus și dumneavoastră, un meșteșug. Este maestria de a produce regi. Iată, în mod paradoxal, dar nu e vorba despre o monarhie, este vorba despre o bază de selecție pentru unicul rege, ca să zicem așa. În Evul Mediu, spre exemplu, erau făuriți cavalerii. Din rândul cavalerilor, încet, încet se realiza o selecție și se ajungea la prinț, la regi. Arta regală este în, să spunem, în prelungirea artei sacerdotale, ars regia și ars sacerdotalis. Arta regală făurea regele, iar arta sacerdotală făurea înaltul preot, adică erau micile și marile misterii. Așa se împărțea această măiestrie. Totul era legat de sacru. Între timp, lumea s-a mai desacralizat, s-a dezvrăjit, cum s-a mai spus. În cărțile noastre, referiri la această sintagmă, arta regală, face Wirth și în cartea lui, mi se pare a doua sau a treia carte, Arta regală, Misteriile artei regale. Și McKay, Albert McKay, face dese referiri la arta regală. După aceea găsim definiția ale acestei sintagme în dicționare. Este un dicționar de francmasonerie celebru, dicționarul Ligu se numește. De fapt, Ligu este un coordonator al acestui dicționar. Eu însă nu vreau să explic această sintagmă prin prisma dicționarelor. Aș vrea să facem o discuție liberă din care cititorul nostru să iasă cu un plus de clarificare la sfârșit. Cam aceasta este arta regală în esența ei. Revin la prima formulare, putem pune semnul egal între artă regală și masonerie. Așa cum au pornit lucrurile inițial, în mod ideatic facem această simplificare. În fapt, sunt multe nuanțe și multe de discutat, dar cam aceasta este. Așa s-a făcut că am ales pentru colecția noastră de cărți destinate acestui subiect, masoneria, această sintagmă, arta regală. În contextul discuției noastre, poate că întrebarea următoare ar fi cumva, să spunem, redundantă, dar cu toate acestea îmi voi asuma și o voi rosti cu voce tare. Ce este masoneria și care ar fi cea mai potrivită definiție pentru a o caracteriza în esență? Francmasoneria ca demers inițiatic spiritual tradițional, atât pentru cei care, să spunem, că mai direct au dat așa puțin cu nasul, au aflat câte ceva despre ceea ce înseamnă masoneria, dar și pentru cei care și-ar dori, să spunem, inițierea sau și-ar dori să afle mai multe lucruri despre felul în care, iată, prin intermediul acestei frumoase colecții Arta Regală, această literatură masonică ne ajută pe noi să o înțelegem mai bine, să ridicăm acel văl de ceață care plutește asupra masoneriei și mai ales, mă feresc să spun, dar o voi spune totuși, persoane care sunt poate mai puțin, n-aș spune neapărat ignorante, dar sunt mai puțin educate sau mai puțin cultivate în acest sens,
în care masoneria, așa cum spuneam ceva mai devreme, până la urmă, în esență, este un demers inițiatic tradițional. Așa este. Vedeți, întrebarea noastră este foarte complexă și din capul locului eu v-aș propune să o derivăm în trei întrebări, dacă vreți, pentru a se înțelege ceva. Adică, mai întâi ar trebui să vorbim la modul ideal ce se înțelege prin masonerie, așa ca definiție generică, și după aceea ar trebui să discutăm despre manifestarea concretă, pur și simplu. Pentru că masoneria este prezentă în societate de 300 de ani, în felul ei, cu bine și cu rele. Foarte bine ați subliniat, funcționează multe prejudecăți și multe idei preconcepute în legătură cu masoneria, însă pe fond acestea trec pe lângă urechea unui inițiat adevărat. Inițiații nici nu răspund la asemenea aberații pentru că sunt pe lângă subiect. Nu putem accepta să discutăm așa la nesfârșit cu un om care nu este clarificat. Vă spuneam cu altă ocazie că masoneria este un ezoterism cult. Trebuie să avem lecturi. Nu putem să mergem mai departe în înțelegerea acestui fenomen, în clarificările care se impun, dacă nu avem lecturi importante. Al treilea aspect, vă propun să discutăm despre masonerie sub aspect organizatoric, adică care sunt organizațiile concrete ale sub care funcționează masoneria. Aceste trei variante de abordare vi le propun ca să înțelegem ceva din întrebarea generală pe care ați formulat-o, ce este masonerie. Cam așa văd eu lucrurile. Este prea general. Sigur că ne putem duce în dicționare, găsim. Vreau să vă spun că chiar și în dicționare lucrurile nu sunt clarificate. Fenomenul este foarte complex și foarte greu de definit. O să vedeți în cele ce urmează, pentru că voi spune niște lucruri mai concret despre această organizație și despre modul cum funcționează ea. Nu poate fi definit așa în câteva cuvinte. Sunt și lucruri, ca să zic așa, sub umbrela masoneriei se întâmplă lucruri care n-ar trebui să se întâmple. N-au nicio legătură cu fenomenul inițiatic. Așa încât v-aș propune mai întâi să vorbim despre masonerie la modul ideal, adică cum ar trebui ea să fie. Exact cum ați spus de altfel și dumneavoastră, la modul ideal, ar trebui să vorbim despre ceea ce înseamnă doctrina masoneriei, ce s-ar putea spune în acest sens, cum definim spiritul masonismul, așa cum îi spune Oswald Wirth, credințele care animă întregul demers și toată această desfășurare de forțe și acțiuni în plan socio-uman, și dacă masoneria are, să spunem, un caracter selectiv, dacă oricine, să spunem, orice persoană care are un soi de probitate morală și care ține foarte mult la niște valori etice, la niște valori morale, la niște principii și valori de viață, poate accede la învățătura masoneriei. Da, ați formulat frumos și corect întrebarea. Așa este, să vorbim puțin despre doctrina masoneriei. Adică ce înseamnă aceasta? Doctrina este ansamblul de credouri, de credințe care animă tot acest demers. Pentru că suntem numai noi doi aici, eu vă pot spune dumneavoastră că masoneria are doar trei secrete. Este doar trei dogme, să spunem așa, nu secrete, că sunt dogme. Faptul că eu le spun acum cu voce tare la televizor înseamnă că este o chestiune mai mult sau mai puțin secretă. Trebuie să realizăm acest lucru. O spun chiar și pentru cei care se consideră inițiați, care sunt în organizații de acest fel, o spun cu voce tare. Întâi de toate, este o credință într-o entitate supremă. Dacă vreți așa, pe scurt, Dumnezeu, Universul conștient de sine. Mai
profund spus. Este o discuție ca să ajungem la entitatea aceea invocată în documentele masonice, Marele Arhitect al Universului. Este o discuție până acolo. Noi vorbim despre o credință într-o entitate supremă. Acela este demiurgul, dacă vreți. Demiurgul egal Marele Arhitect al Universului. Dar o discuție pe care Guénon o rezolvă într-un articol în cartea noastră, în prima noastră carte, se numește Masonerie și Companionaj. Companionaj, are un articol acolo despre Marele Arhitect al Universului și rezolvă. Marele Arhitect al Universului este un simbol. Rețineți. Așa spune Guénon și eu subscriu la definiția lui. A doua dogmă, a doua credință este credința în nemurirea sufletului. Și a treia credință, sigur, este foarte mult de discutat. Spus așa sec, pur și simplu pare cam din avion. Nemurirea sufletului. Oamenii iau în joacă chestiunea asta. Numai că aceasta este credința tradițională. În Dumnezeu și în nemurirea sufletului. Vedeți, trebuie să definim sufletul, trebuie să definim doctrina sufletului scindat sau binar, trebuie să definim foarte multe ca să discutăm calificat despre acest lucru. Dar eu deocamdată enumăr aceste dogme, aceste credințe. Cea de-a treia credință este o credință într-o ordine universală revelată. Ce înseamnă aceasta? Că prin geometrie aspirantului îi se poate demonstra ordinea din univers. În cuvinte puține, spus așa, e mult, dar atunci când ți se demonstrează ceva, te tragi puțin înapoi și îți dai seama că te apucă o perplexitate, o mirare fundamentală, filozofică. De la această mirare încolo s-au născut toate filozofiile lumii. Acestea sunt cele trei credințe, dogme, care alcătuiesc doctrina masonică. Mai departe, nu ne oprim aici. Doctrina masonică presupune un spirit de întrajutorare, de întovărășie, adică o empatie exercitată la propriu, o transpunere în colegul tău, în tovarășul tău, fratele tău, astfel încât să fii părtaș la suferința lui, la bucuriile lui, să-l poți ajuta, ceva foarte profund. Masoneria nu ne explică acest lucru, pur și simplu ne pune să facem această lucrare. De aceea sunt agapele fraterne. Agapele fraterne, să zicem așa, sunt niște mese comune. Banchetul, cum l-a numit Platon, are o carte deosebită în acest sens și explică rațiunile. Aceasta este agapa. Agape înseamnă iubire fraternă. Iubire necondiționată pentru fratele tău. Și sunt multe exemple în istorie când aceste iubiri platonice, spirituale, între frați, au produs adevărate minuni. Oamenii au rămas în contemplare, au consemnat acele fapte. Mi-a venit în minte acum, un soi de camaraderie bazată pe loialitate. Da, această camaraderie, vedeți și cuvântul întovărășire pe care l-am folosit eu și cuvântul camaraderie au fost oarecum compromise de către istorie. Astfel încât ele acum sunt folosite sub titlul de inventar, însă acestea sunt cuvintele adevărate. Nu se putea construi o catedrală fără să existe o întovărășire într-o lucrare între pietrarii aceia care ciopleau piatra, calfele care preluau pietrele cioplite de la acești ucenici și le duceau mai departe, le transportau și le așezau în lucrare cu rigla, cu compasul, maestrii care știau planul lucrării și aranjau totul în așa fel încât să iasă catedrala în final. Toate acestea presupunea o întovărășire teribilă. Acest spirit de întovărășire, de ce masoneria a prins în mediile militare, spre exemplu? Pentru că și acolo este nevoie de întovărășire. Vă dați seama, ei pleacă la atac. Din fața lor curg gloanțele dușmanilor. Ei sunt întovărășiți. Cade unul din colegii tăi pe front, trebuie să-l iei, să-l tragi deoparte, să e rănit, nu mai poate. Întovărășirea aceasta acolo
lucrează mult mai profund, dar mă rog, nu vreau să intru în detalii. O altă lucrare pe care, la modul ideal, ar trebui să o facă masoneria este, nu mă feresc să spun această sintagmă, o terapie inițiatică. Masoneria spune așa, noi luăm oameni buni să-i facem și mai buni, iar eu voi reformula. Noi luăm oameni care se cred sănătoși ca să-i facem cu adevărat sănătoși. Terapia inițiatică a fost psihanaliza tradițională din vechime. Psihanaliza a apărut acum, la începutul secolului XIX, dar această lucrare asupra omului, această conștientizare a faptului că el este o ființă disarmonică, disfuncțională, așa ne naștem, nu-i vina nimănui. Și invitația cu măestrie să facă nunta alchimică în el, adică unirea celor două tendințe, masculinul și femininul, conștientul și inconștientul, aceasta este terapia inițiatică. Europei, în ultimii 300 de ani, i-a cam lipsit această terapie inițiatică. Fac o paranteză acum. Există un neamț care a trăit 7 ani în Japonia și a învățat acolo zen budismul. Și el și-a dat seama că se numește Durkheim. Kurt Durkheim. El și-a dat seama de această carență a Occidentului, că nu are terapie inițiatică. Și a făcut el o școală de terapie inițiatică. De ce spun asta? Pentru că masoneria a pierdut acest meșteșug. Are doar rudimente de metodă. Nu mai are metoda în sine. Terapia constă în faptul că aspirantul înțelege. Pur și simplu, înțelege această scindare a ființei lui și atunci încearcă să dreagă pe cât posibil ceea ce i-a dat Dumnezeu la naștere. Încearcă să mai tempereze din consecințele vieții, suferința vieții, în felul acesta, prin terapie inițiatică. Și în sfârșit o altă lucrare pe care ar trebui să o facă, vorbim acum la modul ideal, ar trebui să o facă masoneria, este edificarea templului ideal al umanității. Mai precis, a spus așa în alte cuvinte, sunt două lucrări. O lucrare asupra aspirantului, care se întâmplă în lojă, în atelier, și o lucrare în exterior. Dacă lucrarea din interior nu s-a produs, lucrarea din exterior este sortită eșecului. Am mai spus lucrul ăsta. Că în cărțile noastre din colecție, Genom face dese referiri la acest statut profund tradițional al masoneriei, acest demers inițiatic autentic. Albert McKay, mai apropo că mi-aș cerut o definiție, Albert McKay are o formulă, spune așa, masonerie egal geometrie. Dar, mă rog, se joacă și el cu noțiunile. Geometria nu este altceva decât instrumentul prin care îi se demonstrează aspirantului ordinea din univers. Masoneria lucrează cu, dar mă rog, mă opresc aici deocamdată, că intrăm în alt domeniu. Cam asta ar fi la modul ideal ce ar trebui să facă masoneria. Din această vorbire pe care am produs-o eu aici în fața dumneavoastră, să înțelegem că masoneria are cu adevărat un statut de utilitate publică, un statut concret pe care nu-l are nimeni, nicio organizație din societate nu are acest statut. Să facă terapie inițiatică, adică cunoașterea de sine, în mod tradițional. Nu există așa ceva. Nu ne suprapunem cu alte organizații. Noi avem treaba noastră de făcut. Numai că, în fapt, mă veți întreba concret și vă voi spune ce se întâmplă în fapt. Poate să trăiască lumea fără masonerie? Sau aș reformula puțin? Probabil că ar putea. Cum se poate trăi pe lumea asta fără multe lucruri. Dar aș reformula un pic întrebarea. Ar fi lumea mai săracă sau poate mai puțin bună fără masonerie? Da. Întrebare grea. Sigur că ar putea trăi. Putem trăi fără. Omul se adaptează. Și trăiește.
și fără grâu, trăiește, trăiește și fără aur, trăiește și fără dinți, trăiește fără multe și fără masonerie ar putea să trăiască. De altminteri, mulți oameni trăiesc fără masonerie. Noi vorbim aici pentru un auditoriu select oarecum și oameni care au preocupare pentru elevare spirituală, vor să înțeleagă, dar marea majoritate a oamenilor se mulțumesc cu niște prejudecăți. Câțiva ziariști dornici de cancan aruncă știri și acelea sunt pentru ei știrile adevărate și cam așa merge lumea înainte. Masoneria, în schimb, este o instituție fundamentală. Sigur, o să spuneți acum că fac pledoarie pro domo. Nu a existat societate umană de 5.000 de ani încoace. Există consemnări. Nu a existat astfel de societate care să nu folosească o formă inițiatică prin care să susțină statul și imperiile. Toate construcțiile acestea au fost susținute, nu de masonerie, că masoneria nu exista pe vremea lui Nabucodonosor sau pe vremea lui Moise. Existau alte forme inițiatice prin care se construia această clasă a regilor, să spun așa. Adică se construia clasa conducătoare, elita conducătoare trebuie construită. Nu putem lua așa pe cineva, pe oricine, de la Turnul Măgurele sau de la Fălticeni sau de unde vreți dumneavoastră și să-l punem în fruntea bucatelor. Total nepregătit. Puteți spune dumneavoastră pe un supersonic, pe oricine să țină de manșa avionului acolo sau un transatlantic. Trebuie maestrie, trebuie cunoaștere, trebuie toată această cunoaștere dublată de o dimensiune etică profundă. Nu se poate altfel. E, așa s-a construit lumea. Numai că, dacă vreți, putem trăi, acum putem trăi, iată, și fără masonerie. Nu-i vorba de masonerie, eu vorbesc despre o clasă competentă care să conducă cu adevărat. Adică o garanție că nu vine prostocrația la putere ar fi aceasta, să construim conștienți o elită politică adevărată. Și toate statele au avut preocupări, iată, sunt școli de înalte studii politice în toate țările dezvoltate. Așa era și pe vremea lui Platon. Academia lui Platon era o academie care funcționa în două viteze. Pe de o parte, dimineața se predau cursuri la toată lumea, iar seara, dintre cursanți, erau aleși câțiva care mergeau cu maestru în plimbare, cu profesorul. Și profesorul le transmitea o învățătură ezoterică. Învățătura exoterică era pentru toată lumea, învățătura ezoterică era pentru aleși. Așa a fost construită lumea, așa a funcționat 1000 de ani Academia lui Platon. Vă dau un exemplu pe care îl știe toată lumea. Toți profesorii de acolo erau și ezoterici, erau maestri. Adică erau un fel de filozofie ca mod de viață. De ce? Pentru că lumea era legată de sacru, lumea toată, tot ce se întâmpla de la semănatul grâului și până la toamna, la cules și nu știu ce, totul era nunțile, nașterea, moartea, totul era guvernat de o autoritate supremă, Dumnezeu. Între timp, Nietzsche a avut inspirația să proclame moartea lui Dumnezeu și mulți, mă rog, nu vreau să le spun, să-i categorisesc eu acum, dar mulți au luat-o la propriu și mergem așa, fără Dumnezeu. Dumnezeu, repet, în concepția mea acum, ca să nu creadă lumea că sunt un mistic, Dumnezeu este universul conștient de sine. Noi suntem o fărâmă din această conștiință universală. Mă opresc. Și ultima întrebare, ce înțelegem prin masoneria speculativă și cum putem defini succint acest fenomen, iată, omniprezent astăzi în întreaga lume? Masoneria speculativă are o dată certă când a apărut pe firmamentul omenirii. 1717, când patru loji operative
s-au unit și au format o mare lojă, adică o obediență, cum se spune, o organizație masonică mai mare care este condusă de un mare maestru. Atunci s-a format. Este însă foarte clar pentru orice istoric că masoneria a existat cu mult înainte de acest moment și poate că tot secolul XVII este bine să-l studiem sub acest aspect. Vă spun foarte pe scurt, așa ca să o poveste, adevărul ca poveste. La 1614 a apărut un prim manifest rozacrucian, o joacă, o glumiță a unui intelectual, însă această glumă, după aceea au mai apărut încă două, Fama Fraternitatis s-a numit cartea și după aceea a apărut Confessio Fraternitatis și în sfârșit Nunta Chimică a lui Christian Rosenkreuz. Trei manifeste rozacruciene. Acestea au produs oarece vâlvă în Germania de atunci, începutul secolului XVII. Ajunsă la Paris, știrea aceasta a produs un adevărat uragan, iar în Anglia a produs consecințe puternice, profunde, care încet, încet, timp de un secol, au dus la formarea masoneriei speculative. Ce s-a întâmplat? A fost o perioadă dureroasă pentru istoria Angliei, nu vreau să... Au fost niște evenimente extraordinare, știți, Revoluția, Cromwell, multe război intern cu scoțieni, cu irlandezi, multe... Dar peste tot acest fond, rozacrucianismul, ajuns în Anglia, a produs niște lucrări utopice despre Cetatea Soarelui sau despre Casa lui Solomon sau Noua Atlantida lui Francis Bacon. Toate acestea erau niște lucrări despre o lume ideală. Erau oarecum un plan despre cum să facem lumea mai bună. Spus așa, sub forma unei povești, o utopie. Totuși, în spatele acestor utopii erau oameni importanți, savanți, profesori, care se adunau în asociații, erau, funcționau și masoneriile operative la vremea respectivă, care aveau un mecanism acesta al întovărășirii într-o lucrare, al întrajutorării, foarte bine pus la punct, tradițional. După aceea lucrau alchimiștii, tot cabaliștii, toate aceste grupări ezoterice au interacționat unele cu altele, au luat unii de la alții și încet, încet, în 1670, s-a format Royal Society, Societatea Regală, adică, să spunem așa, Academia Angliei, în care doi din cinci academicieni la primul val erau masoni, masoni operativi. Aveau tangență cu cabala, cu alchimia, erau ultimii dintre vrăjii. Mai spus, în a doua generație, generația lui Newton, aproape toți erau masoni. E, această a doua generație a pus la cale masonerie, care era cumva și ea decăzută la momentul acela, masoneria operativă. Ei au introdus niște mituri, au introdus niște ritualuri și încet, încet s-a construit această masonerie speculativă, cum îi spunem noi, care, atenție, nu face lucrarea propriu-zisă, că nu este în stare să o facă, adică cunoaștere de sine, are doar rudimente de metodă, cum vă spuneam, face doar o vorbire despre, are un instrumentar, are simboluri, mituri, legende, care toate vorbesc despre acest lucru, despre cunoașterea de sine, despre iluminare, dacă vreți, iluminarea omului, iluminarea la propriu, vederea luminii lăuntrice. Toate ritualurile vorbesc. Vă dau un exemplu. La ritualul de gradul 2 se spune acolo, am văzut steaua înflăcărată. Asta înseamnă că am trăit iluminarea la propriu. E, aceasta este masoneria speculativă. Doar filozofează pe marginea subiectului, nu și face, că nu poate. Cei care au trăit iluminarea s-au dus în alte tradiții, au preluat metoda de acolo și au venit și și-au dat seama de toată această bogăție care există sub formă, cum să spun, astupată cu un strat de humus. E
cât de frumos spus. Dragii noștri, iată, am vorbit astăzi despre valorile masoneriei, despre principii, despre ce este masoneria, doctrina masonică, alături de domnul profesor Vasile Zecheru, coordonatorul colecției Arta Regală din cadrul editurii Herald, din portofoliul editurii Herald, în cadrul acestei frumoase campanii. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Îi mulțumim și domnului profesor Vasile Zecheru, iată, pentru răspunsurile foarte relevante, concise, pertinente despre ceea ce înseamnă masoneria. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei campanii, așadar urmăriți toate videoclipurile noastre din cadrul acestei campanii și aflați cât mai multe lucruri despre tot ceea ce înseamnă masoneria prin intermediul cărților din colecția Arta Regală. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, vă dorim o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!